Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri. Și șoferii din Valea Jiului au luat cu asalt aseară stațiile PECO. Problema prețului crescut la utilități creează divergențe în Valea Jiului. Și chiar dacă restricțiile au fost eliminate, conducerile școlilor rămân precaute. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Și șoferii din Valea Jiului au luat cu asalt aseară stațiile PECO. Informația conform căreia, după miezul nopții, prețul combustibilului urma să explodeze, a alarmat șoferii din întreaga țară. Unii dintre șoferi au venit cu canistre și alte recipiente pentru a-și face rezerve. Autoritățile spun că oamenii trebuie să rămână liniștiți. Într-adevăr, am văzut cu toții ce s-a întâmplat aseară datorită unui zvon, să zic așa, concertat pe tot ce înseamnă mass media și pe tot ce înseamnă rețele de socializare. Eu aș vrea doar să le spun cetățenilor să nu intre în panică, să nu se alarmeze și să încerce să fie cumpătați în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil. Deocamdată prețurile nu se vor schimba și creșterile nu vor fi așa cum dânsii au auzit. Avem și siguranța din partea guvernului că toată lumea care va încerca să speculeze acest moment și să crească prețurile vor fi controlați și să asigurăm pe cetățeni că există stocuri de combustibil, piața viteului chiar a scăzut în ultimele două zile la nivel mondial și cu siguranță nu vor fi creșteri care să-i alarmeze pe cetățeni. Deși autoritățile au dat asigurări aseară prin vocea Ministrului Energiei că prețurile vor crește cu cel mult 15 bani, sunt stații unde combustibilul se vinde și cu un leu mai mult decât ieri. Problema prețurilor crescute la utilități creează divergențe. În cadrul Școlii Generale numărul 6 din Petrila au circulat zvonuri conform cărora unitatea de învățământ ar fi rămas fără încălzire. Speculații au fost făcute cu vedere la faptul că elevii nu ar fi avut căldură în sălile de clasă. Într-adevăr, am fost foarte îngrijorată la momentul la care am văzut că în spațiul online au apărut acele informații referitoare la faptul că în școala 6, structura școlii gimnaziale Ide Sârbu Petrila, copiii stau îmbrăcați cu fular la gât, cu mănuși pe mâini, pentru că este foarte rece în școală. Imediat am fost sunat și de domnul primar și de domnul viceprimar. Am încercat să explic că situația nu stă așa cum este descrisă în spațiu online, că într-adevăr sâmbătă și duminică nu avem căldura pornită, pentru că acum trebuie să fim realiști, fiecare și acasă încercăm să facem un pic de economie atunci când se poate. Luni de dimineață, spațiul nefiind încălzit, după două zile, este într-adevăr un pic mai rece. Dar eu zic că timpii de funcționare ai centralei, de la 6:30 până, vă spun sincer, când am văzut că vremea continuă să se răcească și să se mențină rece, a mers până la ora 11, acum este până la ora 12 și mai are un timp de funcționare cât elevii sunt în școală de la 1:30, de la 13:30 până la 14:30, ca și doamnele de serviciu care fac curățenie până la ora 15 să beneficieze de o temperatură adecvată. Conducerea instituției de învățământ spune că săptămâna trecută a existat o defecțiune la unul dintre cazanele centralei, însă, la scurt timp, problema a fost remediată.
Noi am încercat și vom face absolut orice, astfel încât copiii să nu aibă de suferit. Am venit cu recomandarea acolo unde, într-adevăr, numărul copiilor este foarte mic, pentru că avem clase cu 14 copii pe un spațiu de 56 de metri pătrați. Vorbesc doar spațiu, podeaua, nu neapărat metri cub de aer. Și am venit cu recomandarea de a se pune un calorifer electric, pentru că nu punem în pericol sănătatea copiilor în a face economie dacă trebuie un calorifer electric, să funcționeze și un calorifer electric. De asemenea, ce m-a surprins cel mai mult în mod neplăcut este că nu a venit nimeni către mine să facă niciun fel de sesizare. Colegii de aici din școala 6 nu mi-a adus la cunoștință niciunul dintre colegi că ar exista probleme cu căldura în clase și cumva m-a deranjat, pentru că eu sunt pe principiul comunicării, adică mi se pare firesc și normal să comunicăm pentru a găsi soluții la problemele care apar. Conducerea școlii susține că, în ciuda vremurilor grele, face toate eforturile pentru a asigura desfășurarea orelor de curs fără probleme. Ne pare rău că au existat astfel de neînțelegeri, ne pare rău că, eu știu, a existat această slabă comunicare până la urma urmei între noi toți acești actori ai actului educațional și că s-au venit cu astfel de nu știu cum să le numesc, nu vreau dezinformări, că poate într-adevăr undeva a fost un pic mai rece, dar cu aceste acuze, pentru că eu știu că pentru orice soluție, pentru orice problemă există o soluție, și atunci haideți să căutăm soluțiile și să renunțăm la acuzații. Chiar dacă restricțiile au fost eliminate, conducerile școlilor rămân precaute. Astfel, regulile de igienă și normele de protecție epidemiologică sunt respectate în continuare la Colegiul Național de Informatică Carmen Silva din Petroșani. S-au ridicat într-adevăr restricțiile pentru că a fost, nu mai este declarată, să zic așa, acea stare de alertă de care am avut parte atâția ani. Acum, noi suntem în continuare precauți și eu zic ca toată lumea să fie precaută, pentru că virusul acesta nu cred că a dispărut chiar așa dintr-o dată. În ciuda relaxării și a numărului de cazuri COVID vizibil scăzute, normele de protecție sunt în continuare respectate cu strictețe. În școală continuăm să facem aceste dezinfectări, avem acei suporți care, recipiente, mă rog, care au dezinfectanți, astfel încât elevii să aibă acces la acest dezinfectant întotdeauna. Avem, bineînțeles, săpun, apă caldă la grupurile sanitare. Elevii conștientizează că trebuie să fim în continuare responsabili, astfel că unii dintre ei continuă să poarte mască chiar dacă nu mai este obligatorie. Ne-am dorit atât de mult să scăpăm de această mască, încât acum, cu precauție, și fiecare acum va trebui să fie responsabil și să conștientizeze că în momentul în care, știu eu, are un mic simptom, ar fi bine totuși să ia legătura cu medicul de familie, de să se păstreze în continuare această legătură, astfel încât să ne protejăm reciproc, că de fapt asta este. Unul dintre punctele de lucru ale APASER Valea-Jiului a avut astăzi vizitatori. Astfel, elevii școlii gimnaziale numărul 2 din Petroșani au participat la o activitate de instruire. Acțiunea a fost prezentată chiar de către elevii clasei a 10-a D din cadrul învățământului dual. Astăzi este, să zic, un eveniment pentru APASER, deoarece în cadrul învățământului profesional dual am reușit să aducem la oaltă împreună cu colegii, deja sunt colegii de la liceu, clasa 8-a și clasa 10-a. Clasa 8-a, care, după cum vedem, nu știu nimica, sunt chiar speriați în acest atelier care este plin de scule, de aparatură, și cei de clasa 10-a, care deja au 2 ani de practică, 2 ani în care au performat nu mult, foarte mult, ei participând alături de colegii mei la executarea unor lucrări în cadrul APASER-ului. În cadrul atelierului, chiar astăzi, zilele astea, se fac niște porți la care participă ei, începând de la a prelua materialul brut, de a-l debita, de a-l măsura, de a-l debita și de a-l suda. În mod surprinzător, la eveniment au fost prezente mai multe fete decât băieți.
Nu-mi place mecanica în general. Mi se pare că este o treabă de bărbați. Nu au ce căuta femeile aici. Pare interesant. Și fetele ar putea să lucreze. Printre ei s-au aflat și curajoși care au încercat să practice ce au învățat de la elevii mai mari. E fain, îmi place. Ți-ai dori să ajungi sudor pe viitor sau să lucrezi pe acest domeniu? Da. Elevii au fost însoțiți și de cadrele didactice care au primit invitația celor de la APASELF cu brațele deschise. Am venit cu elevii clasei a 8-a pentru a promova învățământul dual, învățământ care la noi este implementat de câțiva ani, pentru a învăța o meserie. Aici avem și anumite, pe lângă asta, beneficii financiare, o bursă care este acordată de Ministerul Învățământului și o bursă care este acordată chiar de societatea APASERV, mai sunt și în alte domenii. Pentru a învăța o meserie, pentru a fi pregătiți pentru viitor, pentru perioada maturității și să sperăm noi pentru a reține tinerii în România, pentru că, din păcate, în momentul de față, România are deficit de forță de muncă în majoritatea domeniilor și ne plângem că tot ne pleacă tinerii în străinătate, dar, în general, nu prea se iau foarte multe măsuri pentru a-i păstra acasă. Dacă până nu demult biblioteca era una dintre vedetele orașului Petrila, în ultima perioadă interesul cetățenilor față de lectură a scăzut. În ceea ce privește lectura, de când cu pandemia cel puțin, când biblioteca a fost închisă, mult mai puțin și într-adevăr nu asta e prioritar pentru ei. Adică ei citesc individual acasă. Dacă în alți ani împrumutatul cărților era o activitate frecventă, odată cu închiderea bibliotecilor, ca urmare a pandemiei, numărul celor care trec pragul acestora a rămas unul foarte mic. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!